Carte, arte, spiritualitate. Bun găsit tuturor! Un oaspete de seamă astăzi la Radio Reîntregirea, un om care și-a dedicat viața studiului, care împreună cu ai săi colegi de la Universitatea din Cluj-Napoca, de la Facultatea de Teologie, a ales la finalul studiilor să meargă în continuare pe acest domeniu al cercetării, căci cu o carte veniți în fața noastră, Angelologia Noului Testament, o perspectivă a teologiei biblice contemporane. Nu sunt foarte familiarizată cu studiul teologiei, dacă mai greșesc, vă rog să mă corectați. Este o temă ce v-a fost insuflată de înalt preasfinția sa Irineu, arhiepiscopul de la Alba Iulia. Da, a fost o întâmplare fericită, aș putea o numi așa. În momentul în care, fiind studenta teologie la Cluj-Napoca și purtând diferite discuții cu înalt preasfinția sa, îi povesteam și ceream sfatul despre ceea ce aș putea să aleg. Totdeauna m-a marcat această trimitere a Mântuitorului față de apostoli, trimiterea în lume, când le-a spus ce să facă. Și acea ierarhizare întotdeauna m-a frapat. Pentru că Mântuitorul spune, mergeți, învățați, bolnavi vindecați, morți înviați, demoni scoateți. De ce în această perspectivă mesianică a scoate demoni este mai greu decât a învia un mort? Când în ziua noastră, vedeți, este foarte greu să vindicăm anumite boli incurabile, și mai ales de înviat de morți, mai rar se aud cazuri. Și atunci, această perspectivă a puterii vrăjmașului asupra omului, cât de mare este puterea lui, este mai mare decât moartea. Și mi-a plăcut întotdeauna să studiez această parte a exorcisticii, a dezlegărilor, a scoaterii demonilor. Și vorbind cu un alt preasfinția sa, mi-a spus că decât să atingem un țel care este lucrarea mântuitoare în lume a Fiului Dumnezeu, acesta de curăție, da? Putem să gem două căi. Am discutat despre demon, am încercat să-i alungăm, să-i scoatem, să-i exorcizăm, presupune a trăi în acel mediu întunecat al lor. Dar mai este și o cale a luminii, care este calea Sfinților Îngeri. Și întotdeauna pe când îi avem pe îngeri lângă noi, care este mai ușoară? Este cea calea luminii care același țel duce la curățire, la vindecare și până la urmă la plecarea diavolului dintre noi, să spunem așa, dacă îngerii sunt prezenți. Și mi s-a părut mai frumoasă această cale, chiar mai luminoasă, care a fost provocare. Și atunci, terminând cei 4 ani de studiu, făcusem o licență pe Noul Testament, pe patimile la Ioan, Evanghelia Ioaneică, Evanghelia a patra, dar la master doream această linie. Și în Alt Preasfinția sa m-a luat în cadrul temei îngerii în morală, Sfinții Îngeri în morală, și am lucrat această temă frumoasă, care s-a încheiat cu o lucrare de dizertație cu Sfinții Îngeri în morală, care tocmai această perspectivă a ajutorului îngerilor dat oamenilor prin porunca lui Dumnezeu. Și atunci am descoperit această lucrare extraordinară a îngerilor, cea de diaconie, de slujire. Slujirea lui Dumnezeu și slujirea omului. Două slujiri care se întrepătrund, care sunt desigur liniare, pentru că toate pleacă din voința și porunca lui Dumnezeu, și se împlinesc prin lucrarea îngerului. Și astfel îngerul devine un model diaconal în creație. Și este mai interesant că ne oferă acest fundament pentru ierarhia bisericească. Că ziua de astăzi, vedeți, este această, aș putea spune, luptă sau ură împotriva bisericii și a clericalului. Ei, îngerul este fix această imagine. Este intermediarul între om și Dumnezeu, în chip nevăzut, iar preotul, diaconul, preotul și ierarhul
în biserică este intermediarul văzut al omului între om, desigur, și Dumnezeu. Chiar Andrei Pleșu, în cartea sa, spunea că despre îngeri, spunea că anumiți călugări, cei monahi îndovniciți, sunt îngeri întrupați. Prin urmare, înalt preasfinția sa Irineu a simțit că acesta este drumul pe care trebuie să-l urmați și bănuiesc că nu regretați în acest moment că ați mers pe acest drum și că această lucrare a văzut lumina tiparului. Așa cum mă gândesc că pentru teologul Victor Măruțoiu, pentru că dumneavoastră sunteți referent cultural, sunteți și poet și eseist, dar mă gândesc că pentru teologul Victor Măruțoiu, întâlnirea aceasta cu înalt preasfinția sa Irineu a fost o întâlnire de viață, o întâlnire care practic v-a dat un anumit sens cercetării și drumului pe care l-ați urmat pe calea aceasta teologică. Spuneți despre cartea aceasta, despre tema pe care ați ales-o, că perceperea îngerului de către oamenii societății actuale, chiar deficitară fiind această percepere, constituie totuși o realitate. Când ați perceput prima dată existența îngerilor în jurul dumneavoastră? Spunea astăzi în preasfinția sa, Irineu al Beiulia, în discursul în preasfinției sale de încheiere al evenimentului, despre anumite persoane îndovnicite care au avut această binecuvântare, o numea, de a auzi sau de a vedea pe îngeri sau pe îngerii păzitori. Și o amintea pe principesa Ileana României, care a devenit în timp spre sfârșitul vieții Maica Alexandra, care a scos o carte extraordinară despre îngeri, Sfinții Îngeri, The Holy Angels, și pe care în al preasfinția s-a tradus-o în limba română, din limba engleză. Mai aducea aminte despre o maică din pustie care cobora în perioada interbelică, mai aducea aminte despre zona tonită și aceste perspective sunt realități. Nu a avut această bucurie de a auzi pe îngeri cântând sau vorbind. Am întrebat dacă ați simțit prezența, dar în momente ale vieții. Prezența îngerilor l-am simțit în fiecare moment definitoriu, pozitiv sau problematic din viața mea. Parcă mi-au ghidat pașii nevăzut, în chip nevăzut, desigur. Și pot să spun că însuși în altul Irineu este... a fost și este pentru mine, să vorbesc la prezent, pentru că rămâne acest prezent al lui Dumnezeu, acel prezent continuu, este acea persoană care este ca un înger în viața mea. Pentru că mi-a scris această cale, eram studiat teologie și îmi plăceau foarte multe materii și doream să excelez și doream să mă împart în mai multe lucruri, îmi plăcea să fac foarte multe și mulți profesori îmi spuneau că nu o să găsesc liantul sau va trebui să aleg o direcție. Uitați că ceea ce mi-a oferit în altul Irineu, această tema îngerilor, am putut să o tratez în morală cu al preasfinția sa și după aceea teza de doctorat cu părintele Stelian Tofan în teologia Noului Testament, deci pe catedra de Noul Testament. Și desigur am lucrat și în cercetare pe restaurări de patrimoniu sacru, în echipă, desigur, și eu făceam acele descrieri sau prezentări teologice, deci am lucrat și în zona de artă sacră, tot pe îngeri, desigur, pe tema mea. Și mi-am dat seama că îngerii sunt, de fapt, o cheie în întreaga noastră teologie răsăriteană ortodoxă, românească. O cheie spre Hristos. Ei sunt cei care indică drumul. I-am putea numi acele indicatoare de circulație. Cum acele indicatoare de circulație foarte ne feresc, bună comparația. Ne feresc de pericole sau să nu pățim ceva rău, la fel și îngerii ne indică calea spre acasă, calea spre Hristos.
tot ca un cititor nu foarte familiarizat cu știința aceasta, pentru că este o știință și teologia, v-aș întreba dacă în momentul în care în Al Preasfinția sa Irineu v-a îndrumat înspre această temă, nu v-a fost teamă că nu veți găsi suficientă bibliografie, având în vedere că este un aspect mai puțin cercetat din ceea ce am văzut eu în recenziile făcute cărții dumneavoastră de către profesorii dumneavoastră. Nu v-a fost teamă că va fi o trudă foarte mare pentru a ajunge la capătul acestui drum? Da, mi-a fost un pic teamă, dar știți cum se spune în datul nostru românesc, că dacă ai un țel și un ideal, vor veni și acele mijloace prin care să-l înfăptuiești. Și cred că îngerii, văzând că i-am ales, au știut cum să mă îndrume spre acele persoane care mi-au deschis calea spre biblioteci exemplare. Și astfel pot să spun că am fost la Tesalonic, am putut să văd anumite documente, am putut să văd în Muntele Athos, am putut să văd la Vatican, la Universitățile Mari, Cea Gregoriană și Santa Croce din Roma. Am putut să mă duc la Biblioteca din Cracovia. Mi-au fost aduse materiale din America și din Ierusalim. Și astfel pot să spun că am găsit chiar, am rămas uimit, pentru că și mediul scritoricesc român din diaspora m-au ajutat. Chiar pot să spun că un clujean, Serherkovici, care este, sau era cel puțin atunci, în ziua asta, cred că a rămas, nu știu dacă s-a schimbat ceva, a fost românul care a condus Biblioteca Națională a Israelului și mi-a dat direcții spre manuscrise și spre cărți despre îngeri care se găseau în arhiva, desigur partea de Vechiul Testament pe care m-a interesat, și astfel am avut atâta documentație de la un moment dat nu mai știam cum să cataloghez, ce să folosesc. Deci la început, da, nu se găsește scris acum, dar sunt arhive, există texte despre îngeri, au mai existat oameni pasionați despre acest subiect al ființelor celeste, angelice, și, vedeți, am găsit acele persoane, cred că tot prin ghidarea Sfinților Îngeri, care m-au pus pe făgașul cel bun de am putut să aduc această carte cu foarte multe note biografice. Chiar comisia era impresionată de ceea ce am reușit. Chiar Părintele Coman de la București, Noul Testament, spunea că a ta bibliografie și o cercetare exhaustivă a unui subiect este foarte greu de realizat în cadrul Sfintei Scripturii și mai ales în Noul Testament, dar am reușit acest lucru. E o bucurie că am putut nici să nu mă întind în zona ezoterică, pentru că în zilele noastre nu se scrie teologic despre îngeri, dar în zona ezoterică există foarte multe scrieri care duc în zona aproape eretică. Întunecată a lumii. Întunecată, să spunem, și sunt acele pericole de a vedea îngerul ca și prietenul nostru care pășim spre Dumnezeu și nu argatul nostru sau subjugatul nostru, cum se încearcă în contemporanitate. Sunt niște capcane ale lumii moderne în care îngerul este prezentat fie ca ființă mitologică, deci aparține artei, culturii, dar ca și zeitățile vechi, este acolo pus undeva în artă, în inologie, în cultură, dar nu este real. Este prezentată această apocaliptică în care îngerul este cel care vine cu apocalipsa, distruge, omoară, este persoana negativă. Este ideea aceea că îngerii nu mai au legătură cu, s-au retras în cerul și nu mai au legătură cu pământul, cu oamenii. Și mai este perspectiva aceasta a îngerilor care pot fi subjugați și în anumite cărți sau pe anumite invocații putem să-i controlăm. Sunt toate direcții un pic duse dincolo de datul scripturistic și cel real, pentru că îngerii sunt realități nevăzute, dar care sunt active în creație.
Dacă veți observa în scrieri, tot mai multă lume afirmă acel lucru, că a simțit prezența îngerului în momentele grele și a salvat chiar vieți sau a ajutat în momentele definitorii anumite persoane. Mărturile sunt multe, chiar este frumos de lecturat, este frumos că în această carte am pus această zonă a frumuseții contemporane a vederii îngerului, pentru că este o revitalizare a lucrărilor și a scrierii despre Sfinții Îngeri. Se încearcă o reîncadrare a imaginilor în lucrarea creației, cum am zis, diaconală în creație, față de Dumnezeu și față de om, și mai ales a lucrărilor nevăzute, dar cu rezultate văzute în viața omului. Pentru că emisiunea noastră nu se adresează numai teologilor, ci și credincioșilor de rând, v-aș întreba dacă această lucrare a dumneavoastră este adresat, are un limbaj pur științific sau este adresată și credincioșilor de rând, oamenilor de rând care nu stăpânesc atât de bine limbajul de specialitate? Da, m-ați provocat cu această întrebare, dar cu bucurie vă răspund că este o carte pentru publicul larg. Aceasta a fost provocarea cărții. Prima dată am scris-o într-un limbaj foarte teologic pentru comisie care a fost dată de doctorat. Pentru că așa ce a cerut la nivel academic, acestea erau cerințele și a fost o lucrare care a fost în unanimitate votată cu excelent, calificativ excelent, suma cum laude. Felicitări! Mulțumesc frumos! Calificativ care a fost acceptat și de o comisie de la București de acordarea titlului de doctor, chiar așa sunt trecute și în titlul de doctor. Și știți că nimica nu este întâmplător. Titlul de doctor a fost parafat de ministru de resort în acele timpuri, cu data de 11.11.2014, 11 noiembrie, când este ziua de pomenire a Sfântului Victor în calendarul nostru creștin-ortodox. Nimic nu este întâmplător. După aceea, următoarea provocare a fost, împreună cu Nadia Fărcaș, cu editoarea și echipa, să o facem accesibilă publicului larg. Pentru că una este o teză care este clar pentru zona de eminență academică, științifică, și alta este o carte. Cartea trebuie să fie pentru publicul larg. Trebuie să ajungă la fiecare cititor, de la omul simplu până la academician, să poată fi lecturată. Este o carte care poate fi lecturată de către toată lumea. Vă spun sincer, la Casa de Cultură a Studenților, mașinistul nostru de la scenă a citit cartea în 2 săptămâni, a spus nu am înțeles-o toată, dar mi-a plăcut și marea parte am înțeles-o. Limbajul a fost accesibil. Mă bucur că are și părți unde mai teologic, zice acolo un pic mi-a trebuit mai mult timp, dar zice este o carte care am putut-o înțelege și eu. Minunat. Aceasta este o bucurie. Minunat. Vin tot cu o întrebare așa din sfera necunoscătorului. În vorbirea populară, atunci când un om dă de necaz, dar scapă cu bine, se spune a avut un înger păzitor. Găsim tema îngerului păzitor? Desigur, este tratată și biblic și teologic și într-o mică parte dogmatic. Nu am vrut să trec ariile pentru a nu mi se reproșa că trec în altă arie de studiu, dar are această parte dogmatică a îngerului păzitor, pentru că este una dintre slujirile îngerilor, pe lângă cea de diaconie, cea de înger slujitor, de mesager în creație, sunt acțiunile pe care și misiunile pe care îngerul le înfăptuiește. Și atunci îngerul păzitor este una dintre principale misiunile sale, pentru că, după cum știm, învierea Mântuitorului, pe lângă alte lucruri sacralizante în creație, a mai adus încă unul. Fiecare creștin la botez primește un înger păzitor.
Dacă înainte un înger ajuta o comunitate, deci era înger comunității sau a unei țări sau a unei regiuni sau a unui element al naturii, după învierea Mântuitorului și înființarea Bisericii creștine și botezul ca și taină, fiecare creștin botezat primește un înger păzitor. Desigur, vorbim de botezul canonic. Aș mai pune tot o întrebare așa puțin mai naivă, pentru că s-a vorbit la prezentarea cărții la Alba Iulia despre prima rugăciune pe care un părinte o pune în sufletul și în inima unui copil. Da, îngerașul. Da, îngerașul este cea rugăciune pe care, din păcate, când ne maturizăm, este o înșelare a diavolului de a zice ești mare, nu mai ai nevoie de îngeraș. Ce să spui eu să mic, tu fă-mă mare. Și cu aceasta, știți, diavolul este cel mai bun teolog, spuneau Sfinții Părinți, că știe totul ca să ne poată prinde. Și atunci, cu ghilime de rigoare, desigur, și atunci, vedeți, pierdem această posibilitate a îngerașului. În Al Preasfinția sa, Irineu spunea frumos în cuvântul său că putem spune să te miști duhovnicești, fă-ne mare în virtuți și în duhovnicie, da? Deci putem să găsim, să înlocuim. Putem să fim mici, poate într-o slujire sau într-o acțiune de-a noastră, să ne simțim mici sau neputincioși, să rugăm pe Dumnezeu să ne crească în valoarea noastră și omenească, și duhovnicească, și mentală, și spirituală, și sufletească. Și atunci îngerașul ar trebui spus în tot timpul. Eu chiar spuneam că pe lângă rugăciunea domnească Tatăl nostru, pe lângă cuvinte cu adevărat dedicat Maicii Domnului, pe lângă rugăciunea, nu, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu miliește și mântuiește pe mine păcătosul sau păcătoasa, pe lângă aceste rugăciuni inimii, pe lângă aceste trei rugăciuni ar trebui să fie și îngerașul. Ar trebui să fie rugăciunile noastre zilnice, cotidiene, cum mergem să facem niște lucruri cotidiene, deci mergem să ne spălăm pe față sau pe dinți, sau facem niște lucruri cotidiene, așa aceste rugăciuni să fie cotidiene. Nu ar trebui să fie niște rugăciuni care zice, am zis o rugăciune în acestea. Nu. Acestea trebuie să fie canoanele, acatistele, paraclisele. Aceste rugăciuni trebuie să fie cele rugăciuni de curățire uzuală a noastră, a sufletului nostru. Iar îngerașul nu ar trebui să lipsească, pentru că îngerul invocat în acel moment ajunge și devine partea noastră. În minutele care ne-au rămas, aș vrea să abordăm puțin și poetul Victor Măruțoiu. Unde ne învârtim cu poezia? În ce sfere, în ce tematici? Tot în tematica îngerilor, dacă este să nu eu așa, tot poezia mea este plină de îngeri, chiar amintea partea critică cu Jeană, că am această zonă a licornelor, adică a onilicului și a îngerilor. Și desigur este și calea strămoșilor. Pentru că ca și români nu putem uita că avem două daturi, două coloane pe care noi susținem. Una este credința și una sunt strămoși. Istoria noastră, tradiția noastră. Și atunci, între aceste două paradigme se încheagă poetul Victor Constantin Măruțoiu. În această linie a strămoșilor, pentru că sunt un dat ființial întrupat al ADN-ului strămoșilor și al construcției și educației lor, pe de o parte, iar pe cealaltă parte sunt un dat al de viața lui Dumnezeu și vreau să mă consider prieten al îngerilor. Noi vă mulțumim foarte mult că ați poposit aici la Radio Reîntregirea. Victor Constantin Măruțoi, un nume pe care îl vom auzi tot mai des. Vă mulțumim din suflet pentru prezența în emisiunea noastră, iar pe dumneavoastră vă îndemn să căutați Angelologia Noului Testament, autor Victor Constantin Măruțoi. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc și eu!